Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a vizitat astăzi parohia Constantin Daicoviciu din județul Caraș-Severin. Ierarhul a binecuvântat o troiță, oficiul și biblioteca parohială din curtea bisericii, precum și lucrările efectuate la exteriorul lăcașului de cult. Se cuvine să mulțumim bunului Dumnezeu, se cuvine să mulțumim credincioșilor din parohia noastră, care astăzi în număr mare au venit la biserică, ca împreună să îi dăm slavă și mulțumire bunului Dumnezeu pentru toate. Fără ajutorul lor, nu aș fi reușit să fac nimic din ceea ce mi-am propus. Tocmai de aceea, mulțumesc încă o dată Preasfințitului Părintele nostru, care a venit astăzi în mijlocul nostru pentru a ne oferi arhierească binecuvântare, pentru a se bucura de bucuria noastră a creștinilor noștri. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohială cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Lucian a hirotonit un diacon pe seama parohiei Intrarea Domnului în Ierusalim din Caransebeș. Părintele paroh Trandafir Albai, precum și binefăcătorii bisericii, au primit diploma de excelență Episcop Emilian Birdaș. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în duminica a 25-a după Rusalii, în duminica Samarineanului Milostiv, am slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în parohia Căvăran Constantin Daicoviciu, în protopopiatul Caransebeș. Aici, părintele Trandafir Justin Albai, împreună cu credincioșii, au efectuat lucrări ample, mai ales la exteriorul bisericii. De aceea astăzi, iată, în ajunul intrării în postul Crăciunului, am socotit de bine să venim la parohia Căvăran și să binecuvântăm exteriorul bisericii, să sfințim o troiță amplasată în avlia bisericii și să sfințim o anexă care s-a ridicat în curtea bisericii, mai precis un birou parohial și o bibliotecă. Îi mulțumim Domnului că și astăzi foarte mulți credincioși au venit la Sfânta Biserică, nu numai din localitatea parohia Constantin Daicoviciu, ci și din localitățile limitrofe, chiar și din Caransebeș și din Lugoș. Astăzi, în cadrul liturghiei, am avut și o hirotonie în treapta diaconiei. Respectiv, l-am hirotonit pe seama parohiei Intrarea Domnului în Ierusalim Caransebeș, pe tânărul teolog Florin Georgian Cilibia, care va sluji o vreme diacon la parohia aceasta. Așadar, a fost o zi plină astăzi, o zi frumoasă, o zi în care ne-am bucurat duhovnicește, o zi în care i-am îndemnat pe credincioșii noștri să-L iubească pe Dumnezeu cu toată ființa lor și pe aproapele, pentru că în porunca iubirii se sintetizează întreaga Scriptură. Astăzi suntem părtași la bucuria duhovnicească a credincioșilor și a părintelui paroh Trandafir Justin Albai, care în ultima perioadă s-a ostenit pentru restaurarea și înfrumusețarea interiorului și mai ales a exteriorului bisericii parohiale din localitatea Constantin Daicoviciu. Această biserică cu hramul Nașterea Maicii Domnului a fost sfințită pentru prima dată în anul 1936 de episcopul Vasile Lăzărescu. Biserica Nașterea Maicii Domnului din localitatea Constantin Daicoviciu a fost construită în anul 1844.